Salutare și bine v-am găsit, milionari și milionare! Astăzi o să discutăm despre... De fapt, avem un nou vlog story, ca să-i zic așa, despre viața de stradă. Și o să intrăm în aprofunzimea vieții de stradă și ceea ce însemna ea prin anii 2000. Haideți să auzim! Deci, în primul rând, pentru cei mai tineri dintre voi, vreau să menționez, să subliniez faptul că viața de stradă n-a fost niciodată pentru nimeni una ușoară. Și mai ales prin anii 2000, 2002, 2001, 99, eu știu că multe dintre istorisirile celor care au făcut niște chestii pe vremea aia par acum frumoase, par mișto să le ascultăm, dar noi la timpul ăla chiar am chinuit. Adică n-a fost chiar așa de roz pe cât pare când o poveste, știi? În fine, nu știu cum să încep ideea asta și cum să intru în ideea asta, pentru că, vedeți voi, depinde și din ce familie provii, depinde din ce mediu provii, din ce mediu proveneai, de fapt, pentru că erau copii a căror familii stăteau destul de bine și erau și copii a căror familii, cum era în anii aia, nu prea se îngrijeau de ei și automat atunci alegeau să aibă o viață infracțională și o viață de stradă, ca să o numesc așa. Despre mine ce pot să vă spun, că știți foarte bine, neavând părinți care să vă dați seama, m-am pierdut pe traseu, din neatenție, influențat de cei de pe acolo care îi vedeam că au și că fac și că sunt așa zici de șmecheri și am avut o viață de stradă tumultoasă, înțelegeți? Dar am avut și prieteni cărora familiile le ofereau tot ce vroiau. Am avut un prieten la care mama lui muncea, tata lui muncea, o familie foarte ok, foarte modestă, dar asta îi plăcea lui, asta, nu știu, asta avea el în sânge. Stradism, ori îmbârligat de noi, care eram niște orfănoi, că asta eram, orfani, vrei să ne zicem în altfel? Și în fine. Și, na, strada anilor 2000 se baza pe furăciuni și tâlhării. Că așa erau vremurile. Mai o combinație cu Nokia 3310, mai o antenă, mai un aluminiu, mai un butoi de bere de aluminiu la vânzare, mai o tâlhărie, mai o pereche de cercei, mai un lănțișor. Pe asta se baza, fraților. Vă știți că v-am povestit că am spart fabrica de pâine. Eram vreo 26 de inși în fapt. Tu îți dai seama, 26 de inși în fapt. Am spart fabrica de pâine să furăm, nu pâinea, tăvile de aluminiu, că făceau bani, înțelegi? A fost foarte greu, frate. Mai ales trăind pe străzi, înțelegi, vezi multe. Și întotdeauna am așa un sfat pentru puștii din ziua de azi, pentru tinerii din ziua de azi. Niciodată să nu vă mai încredeți în viața străzii. Ce vedeți voi pe la televizor și numele sonore pe care le auziți că a făcut ăla și a făcut ăla, ei le-au făcut acum 20 de ani, când era un aro de poliție în tot orașul. Nu, acum când, de fapt, saltul tehnologic, nu mai există viață de cartier. Cartiere nu mai există. Viața de stradă nu mai există. Nu mai există. Gata, sau am fost, cred că, ultima generație care a mai gustat așa ceva, cât de cât, înțelegeți? Ce vreau să vă zic? Băi, era vorba, noi ne duceam, țin minte, și la școli. La școli, că de acolo ne produceam banii. Ne duceam la școli și stăteam acolo la intrare. Mulți dintre voi probabil știți situația, hata, e, ce faci, mă? Ce e, mă, cu brățara aia pe mână? Păi mi-a luat-o mami. No, ia dă-mă să văd cum îmi stă, dă să probăm. Înțelegi? Hai, du-te cu Dumnezeu, du-te ca istoria, te pune ăștia absent, du-te, du-te. Dom'le, că, du-te, mă, că scade media. În fine, și, bă, au fost am frumoși. Dar ideea e că multă lume poate spune, domne, niște infractori, niște golani, niște infractori, niște depravați. Bă, dacă n-am avut altceva, bă, eram și noi puștam, frate. Eu vorbesc de situația mea în cartierul meu și în orașul meu, de unde am crescut. Eram, frate, flămânzi. Aveam 15, 16 ani, 17 ani, 14 ani. Trebuia să mâncăm și noi ceva. Ce ne oferea statul? Un căcat la tavă. Într-adevăr, da, am fost niște infractori. Și mi-o recunosc și mi-o asum. Pentru că eu cred că un om fără trecut, da, nu există. Dar
Revenim la faptul cu infracțiunile și, cum să spun eu, chestia asta care te atrage. Înainte, ca să ieși din chestia asta de anonimat, trebuia să stai pe lângă un șmecher, înțelegi? Dar întotdeauna voi trebuie să înțelegeți că cu șmecherii nu faci bani, niciodată, și nu o să ajungi niciunde. Da, automat se urca în ierarhie, deveneai și tu cunoscut, aveai și tu intrări peste tot, la Barbutul, la Remi, la discoteci, picolo, 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 pentru că erai și tu copil de trupă, îți vorbesc cât ești puștan. După când înaintezi în vârstă, te faci tu mai mare, începi să lovești și tu mai bine și lumea te vede în altfel și telea. Dar niciodată să nu vă încredeți în șmecheri, în interop sau să cădeți la vrăjeala asta și la... Eu știu că sângele te duce și vrei și tu să fii cineva. Toată lumea vrea să aibă un nume. Pentru că e normal, e în ADN uman, toată lumea vrea ceva. Toată lumea vrea să fie cineva, toată lumea vrea să fie respectat, toată lumea vrea să se uite lumea pe el când merge pe stradă, pe hotel, pe ăsta cu tare, nu știu ce. Dar vedeți voi, toate astea au un cost. Și de multe ori au un cost destul de mare. De multe ori se poate termina cu închisoare pe viață, iar de multe ori se poate termina la cimitir. Am avut și am, de fapt am avut mulți prieteni care nu mai sunt printre noi, Dumnezeu să ierte. Am mulți prieteni care sunt închiși și vorbesc cu ei și la ora actuală din copilăria mea. Dar am și prieteni care s-au realizat și acum aș vede treburile lor. Problema este că viața infracțională și viața de stradă, că până la urmă despre asta e vorba, viața de stradă, viața infracțională, că altceva n-ai ce să înveți de acolo. N-ai ce să înveți, nu înveți altceva decât să faci infracțiuni, să-ți faci un ban și să trăiești în gașcă, să hau cu tare, noi suntem, noi facem, eu sunt, eu fac, înțelegi? Dar în 2021 nu mai se poate, frate, pentru că acum timpurile s-au schimbat, metodele au revoluționat, nu se mai dă cu pumnul în gură, că dacă înainte dădeai de rupeai, acum dacă dai o palmă la unul te duci la pușcărie și ai 17.000 de dosare pentru 15.000 de infracțiuni, dar nu mai ține, nu mai cere odată. Eu cred că încet, încet, de fapt s-a terminat cu viața de stradă. Și încet, încet toată lumea o să-și vadă de familiile lor și de joburile lor, pentru că n-ai unde să mai ajungi. Deja poliția acum e mai deșteaptă ca ăia de la NASA, înțelegi? Nu mai poți să-i fentezi. Înainte mai furai, le mai dădeai și lor, mai luai și tu, mai închideau un ochi, mai intrai în secție prin față și ieșeai prin spate. Să făceau alte chestii. Sau te lua cu aro de unde făceai fapta și la 300 de metri, hai, du-te cu Dumnezeu, sau, înțelegi, lasă-le și fugi, știi cum e vorba, lasă, ce luași, băi, cu tare, lasă-o și fugi. În fine, și v-am mai spus că mă duceam prin piață în Craiovița și să mă am ochelari șmecheri pe ochi, dai seama, în timpul alea de la Dolce Gabbana nebunea, știi, sau vreun ceas ca lumea, și mă întâlneam cu diversi, așa, care erau, și... Știi că v-am mai spus, zicea, o, ce faci, mă? La treabă? Zic, nu, domnule, prin piață. Aha, yeah. Uite, mă, ce ceas frumos are ăla. Are ăsta, știi? Ia, mă, ce ceas e ăsta? Și dădeam jos, știi? Și îl lua și îl punea la mână, zicea, a, îmi stă bine. Și eu ziceam, vai de capul meu, Doamne, dar zic, e pe mâna dumneavoastră. Eu pentru dumneavoastră, vă spun sincer, deci nu vă stă cu niciun ceas ca ăsta. Că... Ce să mai, înțelegi? Și, în fine, nu mai mă ce-a fost, nu mai, fraților, asta vagabonții de cartier, la revedere, gata, nu mai există. Mai vedeți pe cineva prin scările blocului? Eu când eram, frate, puși să strângeau un scara blocului, la fiecare colț de stradă, erau, jur, la mine în Craiovița, erau la fiecare colț de stradă, cu câte o bâtă, cu cât un par ascuns prin gar pe lângă ei, în scări de bloc ne strângeam, acolo ne făceam faptele. Acum mai vedeți pe cineva pe acolo? Nu mai nimeni, toate astea au dispărut, au rămas de domeniul trecutului, e ca și cum te-ai uitat la videoclipul cu Biugi Mafia, ridică-mă la cer. Înțelegi? S-a dus timpul ăla. Așa, da, era frumos, băi, mi-aduc aminte iernile când ne strângeam și plecam la treabă. Mamă, și ningea, că erau ierni, frate, nu ca acum. Și era mult și, într-adevăr, ți se pare frumos când auzi pe cineva povestind și zici, mamă, ce mi-ar fi plăcut și mie, mamă, ce mișto era înainte. Și că, bă, da, noi chiar am chinuit, nu? Adică, era periculos, mult mai periculos. Ce spune lumea acum, care lumea pistoale să împușcă și acum e ok. Înainte era mult mai periculos. Nu erau becuri pe străzi, intrai în cartiere și ieșeai în pula goală. Aveai șansa să ieși în pula goală dacă intrai în cartiere.
Adică nu era ca acum lumini pe străzi, hau, jandarmeria, nici nu exista jandarmeria. Era oia care făcea un stadiu militar la jandarmeria, nu aveau nicio gară. Era sectoristul să plimba așa cum jandar după el. Înțelegeți? Intrai în cartier și ieșeai în pula goală, sau ieșeai bătut, sau ieșeai tâlhărit, sau ieșeai dacă și mai ales era treaba asta cu cartierele. Că înainte se ținea, acum ce au s-a dus? De exemplu, veneai tu din Brazdă în Craiovița sau din Craiovița în Lăpuș la modul, bă, ia vină, din ce cartier ești? Păi din Cutări, ce morți mă tică, auzi mă aici? Bă, era o ură, bă! Bă, era o, înțelegi? Erau alte vremuri, alte timpuri. Dar, cu toate astea, cred că judecând așa la rece, eu cred că au fost timpuri frumoase. Și cred că cine a prins timpurile alea are ce povesti și simte că a trăit. N-a stat degeaba pe calculator sau pe laptop sau pe game-uri în casă fără niciun prieten. Pentru că, vedeți voi, saltul tehnologic e bun, dar umbrește umanitatea din noi. Și mai ales puștilor de azi. Eu nu zic că trebuie să facă ce făceam noi, dar totuși, bă, era altceva când ne strângeam 20-30 de inși. Indiferent, golani, negolani, infractori, infractori, cel puțin nu ne-am pierdut viața stând pe un căcat de telefon sau pe un căcat de joystick. Dar, bă, ăștia sunt timpurile, n-ai ce să le mai faci, înțelegeți? Ce vreau să spun? Anii 2000, cred că pentru toată lumea au fost cei mai buni ani material. Bă, frate, se făceau bani din orice. Din orice. Bă, din orice. Ieșeam, țin minte, mă trezeam la, nu știu, 10-11 ziua, ieșeam prin cartier și până la 4, la 5, deja aveam buzunarele pline de bani, dar nu știam de ce. Mai un telefon, un Nokia cu clapetă, un 3310, adu receiver-ul ăla, hau-hau, vinovere. Hai că aveam un internet și să mură dacă nu... aveam un internet în cartier și ne băgau ea ore 9 ăștia care eram mai așa, mai orfănoi, mai infractori, ne băgau minute gratis, știi? Ăia patronii. Și la un moment dat n-au mai vrut să ne mai bage, că am făcut scandal pe acolo, ne-am așa. Și ce am zis? Bă, dar mai dă-i în pula mea, nu mai vor să ne bage, nu? Ei, azi le furăm toate hardurile. Bă, și-am intrat, bă, tată, bă, și-am luat, de să mură, dacă nu erau 30 și ceva de calculatoare, toate hardurile, la toate, țin minte și acum, am vândut cu 800 de mii un hard. Pe vremea aia erau bănișor, 800 de mii era ca acum vreo 4-5 milioane, știi? Bine, făceam și rele, știi, nu prea ne primea lumea așa peste tot. Dar, mă, era și frumos, era și periculos, era cum era, nu mai contează. De asta vreau să fac vlogul ăsta cu viața de stradă, că, bă, nu e chiar așa cum scrie în cărți sau cum arată ăștia prin filme. Înțelegi că hata, nu. Adică, e greu. Vă pupă fratele vostru, să vă dea Dumnezeu sănătate, ne întâlnim mereu la alte vloguri și storiuri. Și vă mulțumesc din suflet că mă urmăriți. Numai bine! Da, 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 da.